Dacă luna trecută românii s-au bucurat de ieftinirea produselor petroliere, de luni 16 februarie prețurile au crescut. Cel puțin 3 mari companii au majorat tarifele la carburanți cu aproximativ 30 de bani, fapt care nu pare să-i surprindă pe șoferi. La sfârșitul anului coborâse benzina sub 5 lei. Au fost o săptămână sau două. După aia gata, a luat-o aproape o lună de zile. A luat-o la deal înapoi. Acum iară s-a scumpit. Nu știu. Care e problema la... Noi oricum de-abia ne tărâm, așa că... Surprinzător scăzuse și văd că acum 30 de bani se revigorează pe zi ce trece, vor să ajungă din nou la prețul care l-au avut. Noi ce să facem? La sfârșitul lui decembrie era sub pragul de 5 lei. Da. Da. Acum a revenit la 52 de lei. Da, 52, 54, 50. Oscilează. Oscilează, depinde de stația, de unde e. Nu avem ce să facem. Degeaba s-a făcut ieftinirea aia dacă acum în ritm alarmant se mărește prețul. Când a fost să fie invers, să ieftinească, pentru un leu le-au trebuit fost 6 luni. Acum, când a început scumpirea, cred că nu durează o lună și pune leul la loc. Adică, nu prea reflectă o realitate, cred că, prețul carburantului. Știu că jumate, cel puțin, sunt la accize. Și atunci, da, n-ai nimeni interes să reducă prețul, că, fiindcă statul încasează foarte mult din accize. Și atunci sunt interesați, nu? Motivul invocat de reprezentanții companiilor petroliere pentru scumpirea carburanților este deprecierea semnificativă a leului.